Bună ziua, copii, și bine v-am găsit la ora de scriere. Sunteți pregătiți? Vă așteaptă pinguinul Petrică. Iată-l! Pentru ora de astăzi aveți nevoie de caietul mic de scriere, cel cu linii, o foaie albă, fără linii, pe care să-l desenați dacă doriți pe Petrică și unde să exersați scrisul de mână, un creion grafic foarte bine ascuțit, creioane colorate, radieră, în caz că veți avea nevoie de ea, și o ascuțitoare. Eu voi folosi niște carioci pentru a scrie însă pe foaia albă, dar vă sfătuiesc pe voi să folosiți creioane colorate din acestea de lemn. Pinguinul Petrică este pictor vestit, după cum vă dați seama din desenul meu. Are o paletă cu toate culorile. Îi uimește pe prietenii săi cu desenele pe care le realizează. Îi place mult să picteze pere, pepeni și, desigur, pinguini. Iată, aici pe șevalet are o foaie pe care a pictat un pepene, o felie de pepene. V-ați dat seama, desigur, că astăzi învățăm litera P mare de mână, P de la Petrică. Cu ajutorul literei P mare de mână vom scrie nume de persoane. De exemplu, Petrică. Să vedem cum se face litera P mare de mână. Eu am ascuns litera aici în desenul pinguinului Petrică. Dar poate vi se pare complicată, dar nu e chiar așa. Litera P mare de mână are acest baston. Și acest cerc, aproape cerc, în partea de sus. Să vedem. Un baston și un cerc în partea de sus. Cercul însă nu se încheie aici. Aici rămâne puțin liber, un spațiu. V-ați dat seama deja cu cine seamănă litera P mare de mână? Să vedem dacă ne gândim la același lucru. Exact, seamănă cu litera R mare de mână, doar că îi lipsește piciorul. Iată, nu are aici piciorul acesta. E mai simplu de scris, nu-i așa? Să exersăm împreună. Dar mai întâi să ne încălzim mâinile. Cum credeți că își încălzește Petrică aripioarele ca să picteze? Oare ce face? Cum? Aveți o idee? Bun, luați creionul vostru preferat, culoarea voastră preferată, și să vedem cum scriem litera P mare de mână. Avem acest baston pe care știm deja să-l scriem și cercul acesta în partea de sus, nu îl închidem, lăsăm liber. Putem să apropiem partea aceasta de baston, dar partea din spate rămâne liberă. P mare de mână. Exersați pe foaia albă până când mâna voastră se învață. Cu răbdare, aveți grijă cum țineți degetele pe creion. Stați cu spatele drept și capul sus. Să scriem acum niște nume de persoane. Paul. 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 P mare. Am terminat pe P, iar de aici de jos voi lega litera următoare. A. Paul. Paul. Un nume de persoane, dar un nume de familie. Popescu. Asta ca să folosim și litera P mic de mână învățată ora trecută. Popescu. Po, po, p. De aici de jos legăm pe O. Po, pes, p, e, s, cu. Popescu. Paul Popescu, de exemplu.
și să scriem și un nume de fetiță. Mă gândesc la Polina. Polina. Sprijiniți foaia caietului cu mâna stângă. Dacă scrieți cu mâna stângă, sprijiniți foaia cu mâna dreaptă. Polina. Po. Li. Na. Polina. Să trecem acum să scriem pe caietul cu linii. Să scriem litera P mare de mână pe caietul cu linii. Am lăsat un spațiu, un rând liber de la ce am scris data trecută pe P mic de mână. Am pus aici data, titlul și am scris deja două litere. Voi scrie însă aici ca să ne amintim cum se face R mare de mână. Am spus că P mare de mână seamănă cu R mare de mână. Cum se făcea R mare de mână? Avea acest baston și cercul în partea de sus, până aici la jumătate, iar apoi avea un picior. Literei P mare de mână îi lipsește acest picior. Să vedem. Un baston, drept pe linie și rotunjim spre stânga jos. De aici de sus vom face acest cerc care se va opri pe linia din mijloc. Vă amintesc că aici în spate lăsăm spațiu, dar aici putem să apropiem cercul de acest baston. Încă o dată. Baston și cercul sus. Baston, cercul sus. Baston. Gândiți-vă de unde începeți cercul, nu-l începem de sus, îl începem aici cam de la mijlocul acestui spațiu și rotunjim, dar ne întoarcem până la linia aceasta neîntreruptă. Continuați să scrieți până când mâna voastră se învață cu această literă. Pe rândul următor să scriem un nume de copil. Paul. Pa-ul. Paul. P mare, pa, de aici de jos leg litera A, pa, ul, u, l, paul, popescu, popescu, po, pes, cu, trei silabe, po, p, O, pe O îl leg de aici de jos, po, și continui. Pes, p, e, s, po, pes, cu, c, u, popescu. Și al treilea cuvânt să fie un nume de fetiță. Polina, po, Lina. Po. P. O. Po. Li. L. I. Na. N. A. Polina. Pe rândul următor vom scrie o propoziție. Petrică e pictor. Petrică, pinguinul din poveste. Petrică e pictor. Propoziția are trei cuvinte. Primul este petrică. Vom începe cu litera mare. P. P. E. L-am legat pe E chiar de aici de jos. Pe, tri, t, r, i. T, r, i. Pe, tri, c. C, ă. Pe, tri, c.
Al doilea cuvânt. E. Al treilea cuvânt. Pictor. Pictor. Pic. P. I. C. P. Până jos mă duc cu bastonul lui P. Amintiți-vă. Pic. P. I. C. Pic. Tor. T. O. R. T. O. R. Petrică e pictor. Termin propoziția, pun punct. Pe rândul următor, o altă propoziție. El a pictat un pepene. El a pictat un pepene. Propoziția are 5 cuvinte. Primul cuvânt. El. 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 A. Aveți grijă cum țineți degetele pe creion și cu mâna stângă sprijiniți caietul. El a pictat. Pictat. P. I. C. T. A. T. Pictat. Un. 1, 2, 3. Al patrulea cuvânt. Un. Să vedem dacă ne încape aici cuvântul pepene. Dacă nu ne încape, despărțim în silabe la capăt și mergem cu cealaltă silabă pe rândul următor sau pe cealaltă pagină, dacă trebuie. Pe, pe, ne. Avem 3 silabe. Pe, pe, linioară. Silaba următoare, ne, o vom scrie sus de tot pe cealaltă pagină. Ne. Și punem punct. Așa trebuie să arate. El a pictat un pepene. Ne-am descurcat. Să desenăm aici o felie de pepene. Continuați să scrieți și să exersați. Puteți să alcătuiți și să exersați scrisul și altor cuvinte și altor propoziții care conțin literele P mic și P mare. Îi voi face și niște semințe negre. Până data viitoare, copii, rămâneți cu bine! La revedere!